Bună seara și bun găsit la știrile Hunedoara TV. Pentru început, vă invit să urmăriți care sunt principalele subiecte ale zilei. După ce, în urmă cu aproximativ 3 ani, era cât pe ce să se construiască o benzinerie între două blocuri pe strada Mihai Eminescu Tindeva, acum răsare un spațiu comercial tot între două blocuri, dar pe bulevardul Decebal. Trenurile care efectuează transport de călători pe rutele Simeria Hunedoara, Petroșani-Lupeni și Brad-Gurahonții-Neu-Arad, ce aparțin societății Regiotrans, și-au întrerupt începând de astăzi activitatea. Cel puțin 2000 de oameni sunt lăsați de izbeliște după ce medicul de familie la care sunt înscriși a fost suspendat de Colegiul Medicilor. Printre ei sunt și bolnavi cronic care acum nu au nicio șansă. Casa de Sănătate îi sfătuiește să se mute la alt medic, dar nici asta nu e o soluție pentru ei. Dacă în 2011 cele 247 de hectare de pășune erau suficiente pentru păscutul oilor în Bretea Mureșană, în 2015 cele 60 de hectare rămase stârnesc tot mai multe nemulțumiri în rândul sătenilor. Oamenii spun că acum trebuie să-și ducă mioarele într-un sat vecin, deoarece ciobanul de aici nu le mai primește oile. Rezultatele înregistrate în meciurile etapei a 17-a campionatului județean de fotbal au departajat echipele din fruntea clasamentului. CNS Cetate Deva este lider detașat și are cu 2 puncte mai mult decât Hercules Lupeni. Mai multe amănunte despre toate acestea chiar acum în jurnal. Trenurile care efectuează transport de călători pe rutele Simeria-Hunedoara, Petroșani-Lupeni și Brad-Gurahonți-Ineu-Arad, ce aparțin societății Regiotrans, și-au întrerupt începând de astăzi activitatea. Motivul? Operatorul feroviar și-a pierdut licența după ce autoritatea feroviară a descoperit mai multe probleme tehnice la garniturile de tren ale acestei companii. Siguranța hunedorenilor care circulă cu trenul pe anumite rute din județul Hunedoara a fost pusă în pericol. Până astăzi însă, când mai multe trenuri care efectuau transport de călători ce aparțin societății Regiotrans și-au întrerupt activitatea. Motivul? Operatorul feroviar a rămas fără licență. Autoritatea feroviară a descoperit mai multe probleme tehnice la garniturile acestei companii. Regiotrans și-a pierdut certificatul de siguranță după ce au fost descoperite probleme tehnice la 29 de automotoare. Din normă pentru abordarea certificatului de siguranță anexă la ordinea ministrului, aparținând SCE Regiotrans, și se retrage, este interzis să efectueze operațiuni de transport feroviar pe căile ferate din România. Începând cu data de 17. Până când se cunoaște? Nu spune. Deci îi se retrage avizul. Și nu mai are voie să efectueze operațiuni de transport feroviar pe căile ferate din România, până la obținerea unui nou certificat de siguranță. În județul Hunedoara vor fi afectate mai multe rute. Avem Simeria Hunedoara, Petroșani Lupeni și Brad Gurahonți Ineu Arad, dar pe rază județul este de la Brad până la Ocișor. Deocamdată nu se știe ce vor face călătorii, majoritatea dintre ei fiind navetiști. Nu vă pot preciza acest aspect, ci măsuri vor lua compania feroviară de călători pentru asigurarea transporturilor călătorilor pe aceste secții legale fără de respectiv Simeria Hunedoara, Petroșani Lupeni, Brad Gurahonți. Controlele au avut loc în ultimele 2 săptămâni. În aceste condiții, compania are 2 variante. Fie să ceară un nou certificat de siguranță și să scoată automotoarele cu probleme din circulație, fie să repare problemele și să ceară apoi un nou certificat de siguranță. După ce, în urmă cu aproximativ 3 ani, era cât pe ce să se construiască o benzinărie între două blocuri pe strada Mihai Eminescu din Deva, acum răsare un spațiu comercial tot între două blocuri, dar pe bulevardul Decebal. De data aceasta însă se pare că lucrările nu vor putea fi oprite, deoarece proprietarul a obținut toate avizele necesare, asta deși locuitorii din zonă nu sunt de acord cu această clădire. Mai mulți deveni care locuiesc în blocurile C și D de pe bulevardul Decebal au solicitat primăriei Deva să stopeze lucrările de construire a unui spațiu comercial amplasat fix între cele două blocuri. Nu doar locuitorii acestor imobile vor fi afectați, ci și 2 magazine aflate de o parte și de alta a terenului pe care urmează să fie înălțată construcția. Se vrea să se închidă intrarea noastră, accesul la 1100 de persoane care suntem locatari, proprietari în 3 blocuri aici, și pentru o singură persoană, să-și construiască un magazin, nu știu ce profil va avea, de un magazin care nu are ce căuta aici. Pentru că construcția drumului de acces s-a făcut pe vremea când s-a construit blocul și cu scopul de a
avea acces toate camioanele, toate utilajele grele, pompieri, ISU, camioane pentru evacuare. Vă dați seama, noi când am fost la informare, la primărie, cu doamna Călăuscu, arhitecta șefa, mi s-a spus că nu se va da autorizație, pentru că nu îndeplinesc condițiile care trebuie să îndeplinite. Și tot praful vine la noi și mizeria și deranj, toată ziua sparg aici și fac. Asta este. Cine le-a dat autorizația, i-a fost de vină. Mediul, Consiliul Popular și așa mai departe. IGO. O să vă afecteze cu ceva construcția aceasta? Cum să nu? Păi vine chiar la noi sub balcon. Așa că se poate și hoții, se poate toată lumea să se urce pe clădire, ba își fac necesitățile după clădire. O altă problemă a vecinilor este faptul că această clădire este amplasată pe rețelele de canalizare și alimentare cu apă a blocurilor. Marea problemă este că se construiește pe rețelele de canalizare și apă alimentare cu apa blocului, ceea ce este interzis prin legea 10 a construcțiilor, construirea. Ori se diviază aceste conducte, trebuie văzut cine a dat autorizația de la apa prod. Că în baza autorizației de la apa prod, avizului de la apa prod, se emite autorizația de construcție. Deci problema este că nu mai se poate interveni la canalizare, la apă, citirea contorului de apă și nu se construiește pe rețelele de apă și canalizare. Oamenii sunt nemulțumiți și probabil pe bună dreptate, însă proprietarul spațiului, care este din județul Alba, a obținut toate avizele necesare. Această construcție are autorizație de construire și are de asemenea o hotărâre de consiliu prin care amplasamentul respectiv s-a aprobat. A fost făcută o consultare a populației conform ordinului 2701 din 2010, în care, la ședința publică, la care s-au prezentat 11 persoane, au fost consemnate solicitările acestora, respectiv o alee de 3 metri pentru acces carosabil între blocul D și construcția respectivă, un aviz de la grupul de pompieri că este corespunzător amplasat construcția respectivă. De asemenea, autorizația este însoțită de o serie de avize pentru utilități, respectiv aviz de la E.ON Gaz, aviz de la Enel, aviz de la APAPROD, termoficare. Deci toate utilitățile și-au dat un acord sau aviz favorabil. Așadar, oricât de mare ar fi nemulțumirea acestor oameni, cel puțin deocamdată nu se poate discuta de stoparea acestor lucrări. Construcția va fi finalizată în luna septembrie a acestui an. Dacă în 2011 cele 247 de hectare de pășune erau suficiente pentru păscutul oilor în Bretea Mureșană, în 2015 cele 60 de hectare rămase stârnesc tot mai multe nemulțumiri în rândul sătenilor. Oamenii spun că acum trebuie să-și ducă mioarele într-un sat vecin, deoarece ciobanul de aici nu le mai primește oile. De-a lungul timpului, sătenii din Bretea Mureșană au făcut nenumărate sesizări către primăria comunei Ilia, care însă nu au dus la vreun rezultat în ceea ce privește pășunile pe care ar trebui să pască oile. Oamenii și-au pus speranța în ciobanul satului, însă acesta a refuzat să le ia oile, motivând că sunt prea multe. Acum, sătenii sunt obligați să-și ducă mioarele în satul Boz, aflat în apropierea localității Bretea Mureșană. Unde țineți dumneavoastră în prezent animalele? Noi trebuie să le ținem închise. Trebuie să le ținem închise, că din cauza lui nu putem să le dăm drumul. El ni le bagă până în fața cășii oile lui și noi nu putem să le dăm drumul. Iar de vreo 4-5 ani nu au vrut să ni le ia și noi le-am dus în satul vecin, în Boz, într-altă comună, deci. Nu au vrut să ni le ia. Noi suntem obligați de vreo 5-6 ani să dăm oile într-alt sat. Noi cu pășunii aici trebuie să plătim la alți pășunii. Nu putem să ne ținem oile aici așa. Dacă dăm drumul la o găină pe terenul comunal, deci pe pășune, vine și rupe picioarele la găini, nu ni le primește, pentru că când am avut 40, au zis că ai prea multe, nu ți le mai iau, că ai prea multe. Și acum am mai multe, am 100 și el nu vrea să mi le primească. Anul trecut ar fost dus la Boz, la un cioban la 5 km. Noi avem pășunie comunală. Eu am... pășunea mea, proprietate personală, 57 de arii, aproape un iugor de pășune. Am fost la primarul,
nu se poate, nu știm cu ele ce vom face. El nu ne le ia, eu le-am de 7-8 ani oile, cam așa ceva, și în fiecare an, când am avut 2 oi, mi-au dat numai după oaie brânză, când am avut 4, mi-au dat după 2, că când nu dau lapte, le-am dus la alt cioban, mi-au dat până în 1 octombrie lapte, brânză. Și acum unde țineți animalele? Acum sunt în curte, sunt închise, vin paștile, nu știm unde le ducem. Pe de altă parte, primarul spune că această pășune este a tuturor sătenilor și toți trebuie să o folosească. Pășunea comunală din zona Bretea-Mureșană este a tuturor locuitorilor satului Bretea-Mureșană care au animale și toți pot să folosească această pășune fără nicio opreliște. Noi din 2004 nu am luat taxă de pășunat, tocmai pe ideea că de fapt pășunea este a lor, atunci și lor. Da. Mi s-ar părea normal ca ciobanul să ia oile la toată lumea, dar dacă nu se înțeleg între ei, noi le-am oferit la cererea dânșilor o altă alternativă pe care ei au acceptat-o. Mai mult decât atât, edilul șef al comunei a mai precizat și faptul că, în prezent, au fost săpate câteva fântâni pentru ca animalele să poată fi adăpate aici. Totodată, Marius Omotă se pare că nu știa de neînțelegerea dintre săteni și cioban, acesta declarând că va sta de vorbă cu părțile implicate pentru a găsi rezolvare în acest caz. Peste 1000 de controale. Activitatea a 3 unități comerciale a fost suspendată pentru 9 magazine. S-a interzis activitatea, iar amenzile se ridică la 110.000 de lei. Acesta este rezultatul controalelor efectuate de inspectorii sanitari veterinari și ai comisarilor OPC în primele 2 luni ale acestui an. Se pare că, în continuare, există operatori economici care nu respectă nici măcar regulile de bază în ceea ce privește păstrarea și comercializarea unor produse. Unii dintre operatorii economici din județul Hunedoara încă se mai joacă cu focul atunci când vine vorba de calitatea produselor alimentare și de serviciile pe care le oferă cumpărătorilor. Chiar din primele 2 luni ale acestui an, inspectorii sanitari veterinari au efectuat sute de controle și au depistat mai multe nereguli, cum ar fi nerespectarea condițiilor de igienă sau manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare. La nivelul județului s-au efectuat un număr de 600 de controle, s-au acordat sancțiuni contravenționale în valoare de 40.000 de roni, în jur de vreo 85 avertismente, 3 ordonanțe de suspendare, 9 de interzicere a activității, precum și s-au dat răspunsul la un număr de 14 sesizări efectuate de către persoanele fizice la nivelul județului. Aceasta este în mare activitatea până pe primele 2 luni, ianuarie și februarie, urmând ca din data de 27 martie să începem controlele pentru sărbătorile pascale. Nu doar inspectorii sanitari veterinari au avut de lucru în această perioadă, ci și comisarii din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor, care au efectuat peste 400 de controle. În primele 2 luni ale anului curent am efectuat peste 400 de acțiuni și controle pe raza întregului județ. Acestea s-au soldat cu aproximativ 250 de amenzi contravenționale, dintre care vreau să vă spun că încasate la bugetul satului efectiv sunt peste 70.000 de lei, deci aproximativ 700 de milioane lei vechi. În cadrul acțiunilor am aplicat și un număr de peste 100 de avertismente, am luat măsura opririi definitive a unor produse periculoase, produse expirate, în valoare de 500 de lei. De asemenea, comisarii OPC au oprit temporar de la comercializare și produse alimentare care nu întruneau toate elementele de informare a consumatorilor. Cel puțin 2000 de oameni sunt lăsați de izbeliște după ce medicul de familie la care sunt înscriși a fost suspendat de Colegiul Medicilor. Printre ei sunt și bolnavi cronic care acum nu au nicio șansă. Casa de Sănătate îi sfătuiește să se mute la alt medic, dar nici asta nu e o soluție pentru ei. S-au trezit peste noapte cu ușa cabinetului medicului de familie ferecată. Nici măcar asistenta nu mai dă pe acolo de la 1 martie, iar pacienții sunt pur și simplu terifiați de grija bolilor de care suferă. Niciun om care este înscris la medicul Vitalie Bacinski nu mai poate fi consultat de la începutul acestei luni, iar asta pentru că medicul nu mai are drept de practică. Unul dintre pacienții lui, operat pe inimă și bolnav de diabet, nici nu poate să scoată rețeta lunară și a ajuns la disperare. Ne-am prezentat săptămâna trecută pentru a obține rețeta pentru medicamente. Eu sunt cardiac, am plantat 2 stenuri anul trecut în luna
mai mi le-a plantat și diabetic pe insulină și aveam nevoie de rețeta. Ne-am prezentat la cabinet, nu mai există nimic. Atâta știm că dânsul este suspendat din funcție. Oamenii bolnavi care depind de rețetele lunare și așa scumpe pentru venitul lor spun acum că nu mai au nicio soluție, mai ales că și dacă ar vrea să se mute la alt medic, nu are cine să le dea fișele. Am luat legătura și cu spitalul din Petroșani, chiar la cardiologie mi-a dat ieri. Și dânșii au zis că nu poate să mă primească, întrucât nu am bile de trimită de la medicul de familie. Medicul Vitalie Bacinski a fost suspendat, că nu și-a făcut creditele, un fel de cursuri plătite, dar obligatorii, dacă vrea să mai profeseze. Acum este suspendat și nu mai dă pe la cabinet, iar activitatea sa nici nu a fost preluată de un alt doctor. Culmea, nu este singurul medic suspendat acum în Valea Jiului, unde Colegiul Medicilor a scos din grafic 3 doctori, iar fiecare are cam 2000 de pacienți care au rămas pe din afară. În mod normal ar trebui să fie preluați, deci trebuiau să fie preluați de către un coleg. Însă preluarea presupune, cum să spun eu, niște pași. Casa județeană, în colaborare cu cei din Colegiul Medicilor, conducerea Colegiului Medicilor Hunedoara, trebuiau să se autosesizeze, oricum autosesizați erau de fapt, trebuia să rezolve problema acestor pacienți. Și responsabilitatea, sigur, în cazul ăsta revine în principal casei județene, pentru că trebuiau automat, dar automat trebuia să repartizeze acești pacienți să fie consultați de către un medic. Nici Colegiul Medicilor din Hunedoara și nici Casa Județeană nu a făcut asta, iar oamenii sunt sfătuiți să plece la alt medic, că doar pot alege medicul de familie. Cei de la Deva însă nu realizează că acum la cabinet nici nu ar avea cine să le dea fișele acestor pacienți, care nu au nicio scăpare și se roagă doar la Dumnezeu să nu moară. O sobă lăsată nesupravegheată a făcut scrum o anexă gospodărească din orașul Petrila. Din păcate, înăuntru dormea o femeie în vârstă de 80 de ani, care a suferit arsuri pe circa 54% din suprafața corpului. La acest moment, bătrânica este sub supravegherea medicilor. Un apel telefonic la 112 a pus pe jar în această dimineață echipajele de pompieri de la Petrila. Aceștia au fost chemați să intervină după ce o anexă gospodărească, în care se afla o persoană în vârstă de 80 de ani, s-a aprins. În dimineața zilei de 17 martie am fost solicitați prin apel de 112 să intervenim la un incendiu izbucnit în Petrila, strada Lunca numărul 4. La fața locului ne-am deplasat cu 2 auto speciale de stins incendii cu apă și spumă și echipajul smurd de la Petrila. În sprijin au venit colegii de la Petroșan cu un auto special de stins incendii cu apă și spumă. La momentul sosit la locul intervenției, incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă. Din păcate, în urma incendiului a rezultat o persoană arsă, o victimă, o femeie în vârstă de 80 de ani, cu arsuri pe 54% din suprafața corpului, arsuri 2 pe 3, a fost transportată la unitatea de primă urgență de la Petroșan de către echipajul SMUR Petrila. În urma verificărilor care le-am făcut împreună cu colegii de la Petroșan, ca și cauză probabilă a incendiului, s-a stabilit utilizarea neadecvată a unui sistem de încălzire cu combustibil solid, respectiv o sobă fără acumulare de căldură. Cum se simte mama dumneavoastră acum? Păi cum să se simte? A fost acum o nepoată mea de la ea, au vorbit cu domn doctor, îi arsă aici la frunte și părul, și păi intubat. Acum deocamdată nu putem să zicem nimic, că a zis doctorul o zi, două, nu poate să dea un verdict, pentru că vârsta e problemă, că are 79 de ani și o zi, două, până să vadă doctor, știți cum e, după arsuri, trebuie să o zis că din urinichi nu funcționează ca lumea și îți reținut deocamdată până când... De la ce credeți că a luat foc totul? De la sobă, că e doar specifică și aici, de la jar. O umblate azi noapte ce-o făcut să zgândere în sobă, o fi căcat un jar pe jos și că doar o constata și ește. Locuința cât e de grav afectată? Dar numai că a fost o bucătărie, o anexă de vară. Deci anexa și jumate din grajd. Dumneavoastră locuiați aici? Cum se întâmplă? Stați cu dânsa aici? Nu, eu nu stau cu mama, că eu stau la bloc, numai că era nepoată-mea aici cu
Și nepotul meu era la muncă, schimbul 4 și ea singură cu copilul. Da. Ce să facă și cu animale și cu alea, au trebuit să le scoatați noapte. Că acolo era bucătăria de vară, da, lângă graj. Și grajul fiind podul plin cu fân, imediat s-a extins focul. În urmă cu 2 ani, această familie s-a confruntat cu un alt incendiu, însă într-o altă parte a gospodăriei. Controversata retrocedare a pădurilor din Retezat către urmașii familiei Kendefi este pe rol la judecătoria Hațeg. Au trecut 5 ani de proces și instanța de judecată cere abia acum un act de la instituția prefectului care ar fi putut închide dezbaterea de fond într-o singură ședință. În timp ce procesul se târie în instanță, pădurile din Retezat o șterg sub formă de bușteni spre Ungaria și Austria. Este vorba despre hotărârea care a stat la baza emiterii acesteia, precum și verificările efectuate privind cetățenia părâtelor Kendefi Maria și Pongraț Elisabet. Deoarece în cazul în care urmașii erau la acea dată cetățeni străini, ei nu aveau dreptul prin lege să fie împroprietăriți. Există totuși un document depus pe la mai multe primării din țara Hațegului care ar atesta cetățenia română a Mariei Kendefi. Actul emis de ambasada română de la Viena demonstrează că Maria Kendefi este urmaș al acelei ramuri a familiei Kendefi care a primit despăgubiri de la statul român prin Tribunalul Arbitral de la Paris. Pe cale de consecință, nu mai avea dreptul legal la retrocedarea pe care a instrumentat-o prefectul Cristian Marius Vladu și subprefectul Attila Deji. Auditorii care au studiat documentele retrocedării susțin că sunt cel puțin 3 motive pentru care ar trebui anulat titlul de proprietate. Domeniul Retezat a aparținut fraților Ludovic și Gabriel Kendefi. Primul a părăsit țara și a fost despăgubit în procesul optanților cu suma de 856.211 coroane aur, drept despăgubiri, și 14.844 coroane aur, daune pentru dezorganizarea exploatației, conform deciziei Tribunalului Arbitral de la Paris. Gabriel Kendefi, rămas în țară, a respins ofertele de ieșire din indiviziune, declanșându-se un lung proces judiciar care nu s-a finalizat până în anul 1949. La fel a procedat și în cazul demersurilor de expropriere, începute în baza legii monumentelor istorice, care interzicea ca arii protejate de peste 10 hectare să se afle în proprietatea particulară, dar de această dată în cazul exproprierii propriei jumătăți indivize. Tehnica a funcționat perfect și anul 1949 vine fără a se ajunge la o hotărâre definitivă și irevocabilă cu privire la cuantumul despăgubirii. Domeniul Kendefi a intrat în anul 1949 în proprietatea Academiei Române, fiind cea mai veche rezervație științifică din România. Reconstituirea este ilegală, deoarece cetățenii străini nu pot solicita reconstituirea dreptului de proprietate și, mai mult decât atât, pentru jumătate din domeniu se plătiseră despăgubiri, se arată în raportul Curții de Conturi. La termenul din 18 februarie 2015, magistrații au cerut instituției prefectului să comunice instanței hotărârea și actele ce au stat la baza emiterii acesteia, precum și verificările efectuate privind cetățenia părâtelor Kendefi Maria și Pongraț Elisabet. De asemenea, a fost emisă o adresă părâtelor Kendefi Maria și Pongraț Elisabet în vederea comunicării actelor privind cetățenia acestora. Următorul termen de judecată este la data de 25 martie 2015. Dansatorii ansamblului profesionist Drăgan Muntean din Deva pregătesc o nouă surpriză pentru publicul hunedorian. Aceștia muncesc din greu pentru a învăța dansuri din zona Moldovei, iar în acest sens sunt ajutați de maestrul coregraf Costinel Leonte, care a venit tocmai din celălalt capăt al țării, pentru a învăța pașii și mișcările specifice acestor jocuri populare. Maestrul coregraf Costinel Leonte a profesat timp de 28 de ani la ansamblul artistic Rapsodia Română și ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu Suceava. Acum se află la pensie, însă nu s-a putut desprinde de prima lui dragoste, și anume dansurile populare. Timp de 3 zile, acesta se află în reședința de județ pentru a învăța pe dansatorii de la ansamblul profesionist Drăgan Muntean din Deva jocuri specifice din zona Moldovei. 5, copiii sunt în creștere, sunt la început de drum, sunt copii talentați, sunt copii foarte buni, să știți că mă înțeleg foarte bine cu ei, prind mișcările foarte repede, însă cel mai greu este stilul și memorarea mișcărilor.
Deși au interpretat în fața publicului sute de jocuri din aproape toate zonele etnofolclorice ale țării, pentru dansatorii de la ansamblul profesionist Drăgan Muntean, aceasta este prima dată când învață și dansuri din zona Moldovei. În spatele profesionalismului de care dau dovadă ori de câte ori urcă pe scenă, se află multe ore de muncă, mai ales în cazurile în care trebuie să învețe jocuri total diferite de cele specifice din zona noastră. Până acum, ansamblul nostru a reușit să facă 700 de dansuri din aproape toate zonele etnofolclorice ale țării, iar de această dată ne-am oprit și în Moldova. Și dorim ca în următorul spectacol pe care îl vom aduce în fața publicului de vian să venim și cu ceva nou, cu o nouă suită de dansuri din Moldova. Este prima oară când încercăm să învățăm autenticul specific Moldovei, zonei din Bucovina. Da, este greu pentru că este o adaptare de stil. Noi fiind ardeleni, avem alt stil, alt pas și asta face acest dans să fie puțin mai dificil de învățat. Dar asta doar la început, până ne acomodăm cu stilul lor specific. Diferența este totală. Diferența este totală ca și stil, ca și expresivitate, ca și mișcare ca atare, ca și tehnică de interpretare, ca și ținută. Deci diferența este foarte mare. Dansurile moldovenești, învățate împreună cu maestrul coregraf Costinel Leonte, vor fi interpretate pe scenă de către dansatorii ansamblului profesionist Drăgan Muntean din Deva în cadrul următorului spectacol. Din septembrie, toți copiii din clasele primare vor avea o oră de not la școală. Asta vrea Tiberiu Iacobriți la Petroșani, unde caută să dezvolte acest sport odată ce a pus în funcțiune bazinul didactic. Fiecare copil aflat la vârsta optimă pentru acest sport va ajunge măcar o dată pe săptămână la bazinul de înot, aflat în apropierea școlii Spiru Haret. Planul a fost pus la cale de primarul Tiberiu Iacobriți, care are de gând să organizeze sistemul școlar în așa fel încât copiii să poată intra aici contra unei sume modice. Modelul a fost luat de la primarul din orașul Miercura Ciuc, unde copiii deja fac parte dintr-un astfel de program. Toți elevii din clasele a treia și a patra merg obligatoriu la o oră de not pe săptămână la bazinul de not. Pentru acest lucru, la Petroșani suntem deficitari în ceea ce privește profesorii de not. Deocamdată avem doar doi cu atestat, însă o să am o discuție cu directorii de școli să vedem cum putem face ca mai mulți profesori de not să poată să ia acest atestat și să meargă la plata cu ora, pe care sigur să o plătească primăria. Programul vine în întâmpinarea copiilor care la vârsta de 90 ani sunt apți să învețe să înoate, costul unui abonament lunar putând fi de aproximativ 3 lei. Totul ar putea să devină funcțional din anul școlar viitor, iar edilii locali vor merge la Miercura Ciuc, unde programul deja dă roade, ca să studieze cum a fost gestionată situația concret. Vă invit acum să urmăriți grupajul de știri pe scurt. Semafoarele dintre intersecții din municipiul Deva vor funcționa pe galben intermitent în timpul nopții. Este vorba despre intersecțiile Bulevardul Decebal cu strada Avram Iancu, Bulevardul Decebal cu strada Ion Creangă și strada Mihai Eminescu cu piața Victoriei. Astfel, de luni până vineri, între orele 22 și 6, semafoarele vor trece pe galben intermitent, în timp ce, la sfârșit de săptămână, adică sâmbăta și duminica, galbenul intermitent va începe să funcționeze încă de la ora 20. Decizia a fost luată în urma solicitărilor venite din partea mai multor deveni și are drept scop eficientizarea traficului rutier și reducerea timpului de așteptare în intersecțiile semaforizate atunci când traficul este redus. În următoarea perioadă vor fi aduse și alte modificări la sistemul integrat de management al traficului rutier, acestea având ca unic scop soluționarea problemelor ridicate de cetățenii municipiului Deva. Dacă am scăpat în sfârșit de iarnă și vremea pare să se încălzească, este cazul să înceapă și curățenia de primăvară. Timp de aproape o lună, aproape toate zonele din municipiul Hunedoara vor fi toaletate în cadrul acțiunii Curățenia Generală de Primăvară organizată de Primăria Urbei. Astfel, în perioada amintită, instituțiile, asociațiile de proprietari, agenții economici și cetățenii orașului de pe Cerna sunt obligați să participe la întreținerea și curățenia căilor de acces, străzilor, drumurilor, șanțurilor și a zonelor verzi de pe domeniul public al municipiului. Resturile vegetale rezultate în urma curățeniei vor fi ridicate și transportate de către agenții economici specializați pentru această activitate. Polițiștii locali efectuează zilnic acțiuni pentru verificarea modului în care hunedorenii respectă legislația referitoare la protecția mediului, în special în ceea ce privește abandonarea de deșeuri pe domeniul public.
Pe perioada efectuării curățeniei de primăvară este interzisă scoaterea și depozitarea pe domeniul public de deșeuri din amenajări interioare, deșeuri din curățirea pivnițelor și a podurilor, a obiectelor de uz gospodăresc, deșeurilor vegetale ce se colectează în cadrul acțiunilor ecologice mai devreme de o zi sau după ziua în care este programată colectarea. Iubitorii de carte au posibilitatea să își completeze biblioteca personală cu volume consacrate în literatură și nu numai, și asta cu bani mai puțini. Biblioteca județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva organizează în cadrul secției de carte și artă franceză un nou stand de carte cu vânzare. Profilul standului este cu precădere oferit de cărțile care pun accent pe teme majore precum dezvoltarea personală, istorie sau medicină. Iubitorii de călătorii pot găsi atlase, ghiduri turistice, dar și dicționare dacă vor să își perfecționeze limbile străine. Nu lipsesc nici volumele cunoscute în literatura universală sau cele scrise de clasicii români. Nu în ultimul rând, editura care își prezintă oferta este specializată pe carte pentru copii și elevi. Astfel că aici veți găsi și literatură pentru copii, cărți ilustrate sau manuale școlare. Cei care vor achiziționa cărți la acest stand, care este deschis până în 13 aprilie, vor beneficia de reduceri de până la 20%. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim în doar câteva minute. În continuare avem informații din sport. Rezultatele înregistrate în meciurile etapei a 17-a campionatului județean de fotbal au departajat echipele din fruntea clasamentului. CNS Cetate Deva este lider detașat și are cu 2 puncte mai mult decât Hercules Lupeni. Surpriza celei de-a doua runde a returului campionatului Ligii a 4-a Hunedoara la fotbal s-a înregistrat la Lupeni, unde echipa locală Hercules s-a împiedicat de Victoria Călan, scor 1-1. Jocul cu cele mai multe goluri marcate s-a disputat la Deva între formațiile CNS Cetate Deva și Dacia Orăștie și s-a încheiat cu scorul de 8-2. 6 dintre golurile gazdelor au fost marcate de mijlocașul Adrian Pribac. Astfel, în cele 7 jocuri ale rundei s-au înscris în total 27 de goluri. Rezultatele complete ale etapei sunt Universitatea Petroșani Gloria Giugiu 2-0, CS Vulcan Aurul Certej 4-0, Metalul Crișcior Aurul Brad 0-4, Jiul Petroșani Minerul Uricani 1-1 și Șoimul Băița Retezatul Hațeg 2-1. Inter Petrila a stat. În clasament conduce CNS Cetate Deva cu 40 de puncte, urmate de Hercules Lupeni cu 38 de puncte. Pe locul 3 se clasează Șoimul Băița cu 34 de puncte. Locul 15, ultimul, este ocupat de campioana antitră Retezatul Hațeg cu 4 puncte. Boxeorul hunedorean Cosmin Gârleanu a câștigat al 4-lea tricou consecutiv de campion național și spune că mai are loc liber în garderobă și pentru altele. La campionatele naționale de la Buzău, Cozu a câștigat 4 meciuri, dintre care unul înainte de limită. Pugilistul Cosmin Gârleanu, legitimat la Clubul Sportiv Școlar din Hunedoara, a câștigat medalia de aur la categoria 46 de kg din cadrul Campionatului Național de Box rezervat juniorilor, care s-a desfășurat săptămâna trecută la Buzău. În finala competiției, Cosmin Gârleanu l-a învins la puncte scor 3-0 pe Andrei Dudulică de la CS Năvodari. A fost a 4-a victorie obținută în ringul buzoian de elevul maestrului Ilie Captari. A fost bine, mi-a mers bine, m-am pregătit și am câștigat toate meciurile care le-am avut. Antrenorul lui Gârleanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevului său. Sunt chiar mulțumit pentru că și-a dat tot interesul și la pregătire și în cadrul competiției, deci a reușit să evolueze la, zic eu, la cel mai înalt nivel pe care putea el să-l atingă în momentul de față. E un copil serios, un copil care știe să aprecieze ceea ce are de făcut și îmi place că își dorește din suflet să facă performanță. Este al 4-lea tricou de campion național câștigat de Cosmin Gârleanu, câte unul în fiecare an de când practică boxul. În anii 2012 și 2013, Gârleanu a fost campion la cadeți, iar în 2014 s-a impus și între juniori, titlu pe care l-a apărat cu succes în acest an. Acum Gârleanu se pregătește pentru a participa la alte două competiții importante, respectiv campionatele europene și campionatele mondiale de juniori, în care vrea să câștige câte o medalie.
Temperaturile scad simțitor și revin în insorile în partea de sud a județului. Mai multe informații despre starea vremii aflați în minutele următoare. La noapte, cerul va fi senin în partea de nord a județului, însă în jumătatea sudică se vor înregistra averse de scurtă durată sub formă de ninsoare. Temperaturile scad sub limita înghețului în toate localitățile din județ. Cel mai frig va fi în Valea Jiului, unde valorile nocturne vor coborî până la minus 4 grade Celsius. Minus 3 grade vor fi în Hațeg, minus 2 grade se vor înregistra în Orăștie, Brad și Gioagiu, iar în Hunedoara, Simeria și Călan, mercurul din termometre va indica minus 1 grad Celsius. Mâine cerul va fi mai mult însorit în cea mai mare parte a județului, doar în Petroșani și Petrila se vor înregistra averse de ploaie care se vor transforma în ninsoare. Maximele diurne se vor încadra între 5 grade Celsius în Petroșani, Petrila și Uricani și 9 grade Celsius în Hunedoara, Brad, Simeria și Călan. În Deva la noapte cerul va fi senin, iar minimele nocturne vor oscila în jurul valorii de minus 1 grad Celsius. Și pe Devenii așteaptă mâine o zi însorită, dar mai răcoroasă față de ziua precedentă, cu maxime ce nu vor trece de 9 grade Celsius. Cu aceste informații încheiem jurnalul de știri. Urmează rubrica Locuri de muncă vacante în județul Hunedoara, iar de la ora 19, colegul meu, Mircea Mihuleț, vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Punctul de vedere. În această seară va discuta despre învățământul hunedorian împreună cu invitatele sale, Maria Ștefănie, inspector școlar general, și Alina Tărchilă, inspector școlar al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Eu vă mulțumesc pentru atenție, seară bună tuturor, la revedere!